Salutare și bine te-am găsit! Ai fost vreodată curios în legătură cu viața medievală? Ai călătorit înapoi în timp, dacă ai putea? Crezi că ți-ar plăcea? Cât ai rezista acolo? Hei, hei! Evul Mediu, nașpa. După 200 de ani de pace și prosperitate sub legea romană, Imperiul Roman a căzut în criză și în declin. Astfel a început Evul Mediu, mai cunoscut sub numele de Evul Întunecat, începutul lui fiind spre sfârșitul secolului al V-lea și durând până la începutul renașterii în secolul al XIV-lea. Acesta a fost un moment în care, dacă nu erai cavaler, nobil sau regele însuși, viața era brutală și înfricoșătoare. Igiena era slabă, banii erau puțini, bolile erau existente și pedepsele erau crude. Paturile nu erau moi, iar toaletele nu existau cu adevărat. Dar hei, măcar ai avut biserica și aproximativ 8 săptămâni de sărbători și festivaluri care s-au răspândit pe tot parcursul anului. Adevărul este că viața de atunci era dificilă, dar oamenii au trecut-o. Au reușit chiar să se distreze puțin în timp ce se luptau să supraviețuiască. Acum comparați modul în care au trăit ei cu viața dumneavoastră de azi și vedeți dacă ați putea vreodată să schimbați locurile. Ziua dumneavoastră tipică într-un oraș medieval începe la 4 dimineața. Clopotul bisericii începe să fie auzit anunțând prima masa zilei. Însă dacă nu sunteți dintr-o casă nobilă sau regală, nu veți merge la biserică în această dimineață. În schimb, vă veți pregăti bunurile pentru vânzare pe piață, piață care se deschide la 6 dimineața. Și acolo veți sta timp de următoarele 9 ore, în speranța că veți face suficient pentru a cumpăra un pui la cină în loc de aceeași varză veche și chiar fasole. Dar, desigur, nu toată lumea în Evul Mediu era un ambulant. Abilitățile stabilite într-un oraș dat ar putea fi destul de diverse. Am putea regăsi fierari, croitori, zidari, viticultori și nu uitați de vameși. În jurul orei 3, după amiază, majoritatea afacerilor cu amănuntul încep să închidă ziua, iar până la ora 20, porțile orașului sunt închise, iar paznicul de noapte își ocupă postul. Cina la tine acasă s-ar putea să nu fie foarte specială, dar la castel regele face o sărbătoare. Tot ce poți mânca, tot ce poți bea și nici măcar un moment plictisitor. Distracția nu se oprește cu cina. Când plăcile sunt curățate, elita orașului se duce pe ringul de dans, chiar și cavalerii. Și nu trebuie să te simți lăsat deoparte. Oamenii de rând vor putea să se distreze la festivalul de mâine. Dar deocamdată odihnește-te pe patul ăla frumos de paie. Unul dintre lucrurile bune despre Evul Mediu este acela că au făcut multe petreceri. Se estimează că în total aproximativ 8 săptămâni dintr-un an au fost scoase din muncă pentru festivaluri sau evenimente. În timp ce multe dintre aceste festivaluri erau legate de biserică, orașul găzduia și turnee pe care biserica nu le aproba. Asta probabil că turneele au făcut un spectacol de violență, de la jucărie la joc cu sabia până la a-i face pe prizonier să se dueleze până la moarte. Dacă crezi că este crud, trebuie să-ți spun că nu e chiar cea mai dureroasă parte. Cele mai multe infracțiuni grave au fost soluționate printr-un proces destul de dur. De exemplu, dacă ați fi acuzat de o infracțiune, ați putea fi supus unui proces de apă. Mâna și piciorul legate, ai fi aruncat în apă. Dacă te-ai scufunda, ai fi găsit nevinovat pentru că dacă puteai, înseamnă că trebuie să fi renunțat la botez la intrarea în slujba diavolului și prin urmare ai fost împiedicat să pătrunzi în apă. În timp ce fizica, flotabilității nu era tocmai costumul lor puternic, știința exista în Evul Mediu. De exemplu, chiar și în epoca medievală, cei bine educați știau bine că lumea este rotundă. Această perioadă a cunoscut și invențiile multor articole pe care le folosim și astăzi, cum ar fi ceasul mecanic și tipografia. Păcat că nu au inventat periuța de dinți. De fapt, dacă erai bogat, era la modă să ai dinții putreziți. Obezitatea a fost de asemenea un semn de prosperitate, deoarece a arătat că îți permiți carne și alte alimente de lux. Dar dacă nobilii trăiau bine, țăranii erau în cea mai bună stare de sănătate. Dieta lor bine echilibrată de pâine și fasole asociată cu zile întregi de muncă fizică i-a menținut într-o formă excelentă.
Și în ceea ce privește dinții lor, ei bine, atunci nu aveau pastă de dinți, așa că practica obișnuită era să vă spălați gura cu vin sau oțet după masă. Nu foarte igienic, dar nu despre asta a fost Evul Mediu. Țineai mâinile și fața curate pentru a păstra aparențele, dar în afară de cei bogați, nimeni nu avea cu adevărat toalete sau căzi ca noi astăzi. Aceasta a fost o perioadă de supraviețuire și mântuire. Și orice făceau oamenii pentru a trece timpul, de obicei lucrau, cel puțin până în secolul al XIV-lea. Ultimul secol al perioadei medievale a pus cu adevărat întunericul în Evul Întunecat, deoarece a fost afectat de foamete, conflict și ciumă. Cunoscută și sub numele de Moartea Neagră, ciuma a distrus până la 60% din populația Europei într-una dintre cele mai devastatoare pandemii din istoria omenirii. Și a durat aproximativ 200 de ani pentru ca populația mondială să revină la nivelul său anterior. Dar în următoarele câteva secole, Europa a suferit o renaștere, un moment în care oamenii urmăreau adevărul și acuratețea prin scepticism și examinând dovezi empirice. Această perioadă a inițiat o revoluție științifică care continuă până în prezent. Când te uiți în urmă, Evul Mediu a jucat un rol influent în dezvoltarea societății moderne. Dar este ceva ce trebuie să vizităm pentru a vedea noi înșine? Sau ne putem încrede doar în cărțile de istorie? Aș fi dispus să pariez că majoritatea dintre voi ar prefera să păstreze interacțiunile cu un lanț de restaurante mai degrabă decât să trebuiască să vă clătiți gura cu oțet după masă. Crezi că oamenii ar putea într-o bună zi să se uite înapoi la epoca noastră la fel cum ne uităm noi înapoi la a lor? Ei bine, aceasta este o poveste pentru un alt Peace Life. Îți mulțumesc pentru vizionare și nu uita să lași un like, să te abonezi și să distribui, să vadă și prietenii tăi. Salut!